Bună ziua din nou, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, vă invităm la un nou eveniment aici, la standul editurii Herald. Eveniment care deschide șirul evenimentelor, șirul lansărilor de azi, duminică 3 iunie, în ultima zi de târg la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul de la această oră, de la orele 12, se numește Nestemate ale budismului tibetan. Vom lansa cărțile și vom povesti, bineînțeles, despre ele. Vom lansa cărțile Bardo Todol, Cartea tibetană a morților, și Cristalul și Calea Luminii, de Chogyal Namkhai Norbu. Alături de noi, invitații de azi, Andreea Ionescu, terapeut holistic, facilitator și consilier evoluției și dezvoltare personală, coach, producător, prezentator, realizator de emisiuni de radio despre spiritualitate la Smart FM, o dragă prietena noastră a casei Herald, alături de care facem, sau împreună care facem foarte multe lucruri frumoase la Smart FM, emisiuni frumoase, oameni, cunoaștem oameni frumoși și prezentăm, bineînțeles, cărți frumoase. Alexandru Anton, practicant Dzogchen, sper că s-a auzit, pentru că trebuie o anumită, așa, o anumită intonație și pus accentul pe Z și pe G și apoi pe C. Deci practicant Dzogchen în școala lui Chogyal Namkhai Norbu, administrator al comunității Merigar Est, care îl reprezintă pe Rinpoche în România și Europa de Est, practicant al șamanismului, cât la top șamanice și boluri tibetane. Nu în ultimul rând, colegul și prietenul meu, Mihai Lițta, coordonator a mai multor colecții la editura Herald, la acest eveniment în calitate de coordonator al colecției Himalaya, din care fac parte cele două titluri menționate puțin mai devreme. Pentru început, aș vrea să-l rog pe Mihai, ca, cum am spus, coordonator al colecției Himalaya, pentru că această colecție a cunoscut o nouă structurare, aș vrea să ne vorbească puțin despre noua față a colecției Himalaya, despre intențiile editoriale și ideile directoare către care intenționează să se orienteze editura Herald referitor la această colecție, la colecția Himalaya. Mihai? Bună ziua, mulțumesc că sunteți aici. Herald și-a reașezat, începând cu anul trecut, unele dintre colecțiile sale de spiritualitate. Noul concept este de a avea câte o colecție de spiritualitate pentru fiecare dintre căile mari ale umanității, astfel încât avem un total de, dacă nu mă înșel, 11 colecții, pentru că în unele cazuri a fost necesar ca pentru o cale anume, cum este și budismul, să... Deci să împărțim aceste colecții în mai multe. În cazul budismului există 3 colecții. Una dintre ele este o colecție de tradiție, această colecție Himalaya, care au apărut în decursul timpului la editura Herald mai multe lucruri. O altă colecție este colecția Zen, care de asemenea are o tradiție lungă la Herald. Și vom lansa curând o colecție, nu-i știm încă numele, nu i-am stabilit, s-ar putea să numească Dhamma, dar nu știm încă, o colecție referitoare la budismul tradițional, budismul din sud, budismul numit Hinayana sau Shravaka. Colecția Himalaya corespunde unei învățături cu foarte multe ramuri, care este budismul tibetan. Și în această colecție vrem să publicăm lucrări din toate tradițiile, din toate școlile budismului tibetan. După cum probabil știți, există 5 școli principale cu diverse anverguri și vechimi istorice. Școala cea veche, Enigma, Kagyu, Gelug, Sakya și o școală mai nouă și mai
mică, dar nu mai puțin importantă, Jonan. Există o mișcare pe care în creștinism am numit o ecumenică, Rime, și există, bineînțeles, linie de Dzogchen, inclusiv din tradiția Pân, care este tradiția anterioară budismului în Tibet, dar linie de Dzogchen Pân sunt foarte bune, foarte puternice. Deci intenționăm să publicăm texte tradiționale, exegeze tradiționale, în general să rămânem alături de tradiție, pentru că budismul tibetan este o cale încă vie, poate că cea mai publicată în ultima perioadă, pentru că odată cu migrația maestrilor tibetani dinspre Tibet, mă rog, dinspre India, fiindcă Tibetul e ocupat puțin, în vest s-au dezvoltat foarte multe comunități. Una dintre ele este cea pe care o reprezintă prietenul nostru, și anume comunitatea lui Chögyal Namkhai Norbu, care este o linie de dzogchen foarte respectată și respectată. Deci cam asta vrea să facă pe scurt colecția de budism tibetan pe care am numit-o Himalaya. Mulțumim, Mihai Liță. Andreea Ionescu, în primul rând ne bucurăm foarte mult că ai dat curs invitației noastre și ne-ai onorat prezența în această zi. Știm că pe lângă activitatea ta profesională, cu totul și cu totul remarcabilă, ești interesată de mai multe forme de practici spirituale, incluzând, bineînțeles, și tibetan, despre care noi vorbim astăzi. Ești mereu preocupată de bunătățirea ființei umane. Trebuie să ne spui câteva cuvinte despre activitatea ta în aceste domenii și să ne împărtășești viziunea ta despre acest subiect. Bună dimineața, bine ați venit! Este foarte greu să vorbești în câteva minute despre o școală spirituală atât de vastă cum este budismul. Eu m-am ciocnit de accidental după ce am primit din greșeală un e-mail și am ajuns la Dalai Lama cu zică, dar nu există erori. Și am intrat în contact cu mai multe învățături din mai multe școli pe care le-a menționat și antevorbitorul meu. Ce important, totuși, este să înțelegem că dacă ne uităm la budism ca la o metodă, fără să intrăm în religie, e o formă de training extraordinară pentru minte, în primul rând, și apoi pentru tot ceea ce ne constituie ca personaje. Civilă, fac consultanțe de management. Deci nu sunt unul dintre oamenii aceia care sunt cu capul nor și desprinși complet de realitate. Din budism am putut să scot învățătură și tehnici care mă ajută în sesiunile de coaching 1-1, în cursuri și în relația cu clienții mei de business, care fără să știe, le aplică. Deci și pentru cel care este complet neinițiat, cred că budismul poate să ofere o sumă întreagă, repet, de vederi asupra lumii și de tehnici de lucru cu tine însuți care să-ți permită să trăiești mai bine. Asta e una. Al doilea lucru este că majoritatea oamenilor care ajung în consiliere la mine, și de obicei vin cu probleme care pleacă din zona profesională sau de relație, ajung la un moment dat să-și descopere o rădăcină foarte adâncă a fricii. Și este vorba de frica de moarte. Pentru cei care au murit deja, nu mai este niciun fel de problemă. Deci cine a avut binecuvântarea unei experiențe pe pragul morții, cu siguranță nu se mai teme să moară. Însă ce este frumos în cartea tibetană a morților, pe care am citit-o pentru prima oară acum vreo 20 de ani și pe care mă bucur foarte mult că editura Herald a ales să o reediteze, este că poți să găsești un manual, e ca un fel de busolă și în același timp și o hartă, care îți explică ce se întâmplă după ce mori. În starea aceasta intermediară numită bardo, se poate intra și fără să mori. Există tehnici care îți permit să te duci acolo și să vezi cum este. Pare fricoșător, dar nu este. Este un proces foarte natural de tranziție și la origine acest text sacru se șoptea în urechea decedatului în primele 40 de zile după moarte. Tibetanii au obiceiul să se întoarcă foarte repede, deci fac drumul ăsta de 40 de zile, își pun combustibil în vehiculul cel nou și vin înapoi. De altfel,
cred că știți poveștile celebre despre reîncarnarea maestrilor și instrucțiunile pe care le lasă ucenicilor lor, astfel încât să fie găsiți. Cu claritate, descriere geografică, familie și așa mai departe. Acestea aparțin de una din etapele superioare de realizare despre care Alex poate să vorbească mai bine decât mine și care este bine cuprinsă în metoda Dzogchen. Și ne arată nouă tuturor care ne temem îngrozitor că o să suferim, că o să ne îmbolnăvim și mai ales că o să murim, că de fapt există o componentă care are puțin peste 20 de grame, care se eliberează din corp pe pragul morții, indiferent de ce greutate avem în timpul vieții, și se spune că asta este greutatea sufletului. Așa încât un manual de felul ăsta necesită să fie citit de mai multe ori. De fiecare dată când intru în Cartea Tibetană a Morților, mai găsesc ceva. O parte din ceea ce este descris am văzut și eu în meditațiile adânci, profunde, așa încât luați-o ca pe un ghid. Nu e foarte turistic, dar este un ghid. Vă explică exact unde ajungeți, ce se vede acolo, ce se întâmplă, cine vă protejează, ne pomenește cineva. Cine vă protejează și cine vă poate îndruma mai departe, pentru că puteți să beneficiezi de această îndrumare în procesul tranziției, să-i spun, căci moartea nu există. Ne schimbăm o haină veche și stricată, una nouă. Problema este că atunci când vine haina nouă, trebuie să ne aducem aminte de cea veche și ce am făcut cu cea veche. Și asta este singura provocare din punctul meu de vedere. Deci, recomand asta tuturor celor care se tem să moară. Recomand asta tuturor celor care vor să obțină iluminarea pe pragul morții, pentru că există tehnică și pentru asta. Și pentru, hai să zicem, sfidarea unor concepte care ne fac să vedem realitatea asta așa cum este ea definită social, ca și cum ar fi împărțită, sacadat în bucățele mici și o bucățică nu știe ce se întâmplă cu cealaltă bucățică. Deci, o lectură pentru mine obligatorie, o reiau periodic, pentru dumneavoastră o recomand cu toată căldura. Uitați-vă prin toată colecția, pentru că și cealaltă carte pe care am mâncat-o pe pâine, efectiv, este o carte extraordinară care poate să vă introducă în filozofia Dzogchen, fără să fiți practicanți. Pentru cei care doresc să practice, vor avea nevoie de un maestru. Mulțumesc, Andreea. Alexandru Anton, urmesc calea Dzogchen, pe linia lui Ciocheal Namkhai Norbu, așa cum am spus mai devreme, și administrez în România centrul Merigal Est. Acest centru este conectat cu acest cunoscut maestru spiritual. Te rugăm să ne vorbești puțin despre această linie Dzogchen, despre specificul ei și activitatea ei în România. Mihai a amintit mai devreme de abordarea aceasta din budismul tibetan, ecumenică, ai zis, prin care nu se acordă așa de mare importanță școlii respective, care sunt cumva secte budiste, în sensul administrativ al cuvântului. Și a fost mișcarea Starime, a fost în primul rând susținută de Jampon Control, Jamen Kense Wangpo, Patru Rinpoche, și erau chiar foarte porniți împotriva tuturor care încercau să apere o școală și să denigreze altă școală sau celebre povești, când eu prea oamenii pe drum, acolo prin munți și în ce școală ești, ca să știu cum să mă port cu tine. Și Dzogchenul vine tot așa din nicio școală anume. Este mai mult un principiu al cunoașterii din fiecare. Și este adevărat ambalat în budismul tibetan și tot ce înseamnă cultura tibetană, așa vine pe linia asta. Dar Dzogchenul este un principiu care nu depinde de nicio școală, de nicio cultură, de nicio formă anume de organizare.
Și despre Jogyal Namkhai Norbu, Rinpoche, fără de care nu ar exista nici cartea asta, nici comunitatea Dzogchen internațională, nici centrul de la Mare, de lângă 23 august. Unii zic că este Nigmapa, dar el a făcut educația lui, a urmat pe colegiul Sakya. Și acum el nu se identifică cu nicio școală. Ce este important este că de mic a fost recunoscut ca fiind reîncarnarea lui Ajahn Drukpa, un mare maestru Dzogchen. Și după aia, peste câțiva ani, reîncarnarea unui fondatorului statului Bhutan, Nawang Namgyal. Și în felul ăsta unește cumva mai multe spații din această cultură tibetană. Și că doi dintre ultimii lui au avut nu de mult, adică istoric nu de mult, realizări remarcabile. Unchiul lui Eugen Tenzin a ajuns la corpul curcubeu, adică dizolvarea practică a corpului fizic în esența elementelor. Și știți cu toții probabil că e foarte captivant subiectul. Acei practicanți avansați, din care rămân doar unghiile și părul și hainele. Și alte dovezi de practică spirituală. Deci cam asta este, pe scurt, așa, linia prin care vin aceste învățături. Te rugăm acum, aș vrea să ne vorbești puțin despre lucrarea Cristalul și Calea Luminii. Mai devreme, Andreea spunea că este o carte extraordinară pe care noi o lansăm azi, care este de fapt rod al colaborării între Comitetul Internațional de Publicații al Comunității Dzogchen și editura Herald. Despre ce este vorba? Cristalul și Calea Luminii, unul dintre discipolii studenții lui Rinpoche, a primit de la el misiunea să culeagă din învățăturile date până atunci, înregistrate pe casete în anii 80, destul de demult, și să alcătuiască o carte accesibilă. Evident, a fost un proces foarte greoi și provocator. Prima ediție pe care a alcătuit-o John Shane era de vreo 5 ori mai stufoasă decât cartea pe care puteți să o savurați aici, de la editura Herald. Și l-a întrebat pe Rinpoche cum să facă, e prea mult, cum să procedeze. Și Rinpoche a zis clar, păi uite, scrie o carte în așa fel încât mama ta, care e o femeie cât de cât cultivată, dar care nu practică Dzogchen sau budism sau așa, o carte pe care și mama ta să înțeleagă cu ușurință. Și asta a fost foarte frumos impulsul dat în direcția asta. Și în cartea asta sunt împletite învățături date de Rinpoche la diverse retrageri și cursuri în lume, cu povești personale ale lui Rinpoche, prin care învățăturile prind viață și capătă un sens concret, nu rămân pe planul teoretic abstract, și ne arată cum se pot conecta direct cu viața noastră umană. Și cam asta este. Este o introducere în Dzogchen, în toate principiile care țin de Dzogchen, în viziunea Dzogchen, în calea Dzogchen, în fructul sau ținta Dzogchen, deci sunt cam același lucru. Dar este o lectură destul de ușoară, tot de digerat, dar intră și în subiecte avansate pentru cei interesați. Mulțumesc, Alexandru. Reamintim cele două titluri pe care le prezentăm și despre care vorbim astăzi. Este vorba despre Bardo Dodol, Cartea Tibetană a Morților și Cristalul și Calea Luminii de Dzogchen Namkhai Norbu. Aș întreba-o pe Andreea. Această lucrare, care aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare, este foarte cunoscută și
extrem de citit de acum, și anume Bardo Totol. Tema morții este o temă universală, știm cu toții. Ne întâlnim pretutinde cu ea în istoria umanității, nu știu, de la poeți, filozofi, până la... În general ne temem de a discuta despre, ci de ideea de moarte, conceptul de moarte, și evităm, bineînțeles, acest subiect. Tibetanii nu numai că nu s-au temut, ci au trasat chiar o hartă minuțioasă a traseului principiului conștient după moarte. Cum ar trebui noi să receptăm și să aplicăm, în opinia ta, această învățătură din Bardo Totol? Ar trebui să luăm notă de ea ca un fapt cultural? Sau cum ar trebui, de fapt, să o integrăm în cultura noastră occidentală? Mulțumesc foarte mult! Din anumit punct de vedere, cărțile astea două vin foarte bine împreună astăzi. Pentru că una îți explică cum să te deștepți și cealaltă îți explică ce să faci după ce te-ai deșteptat. Dar din punct de vedere al morții, în primul rând avem acest tabu îngrozitor de care ne izbim social și despre care am vorbit mai devreme. Cred că nimic nu trebuie. Deci suntem în zona în care este cam povestea cu... Și dacă va atrage ideea de budism și va atrage conceptul de înțelegere în profunzime a întregii experiențe care înseamnă și viață și moarte, vă recomand să vă scufundați și ca amatori în lectura de filozofie budistă. Pentru că e un fel foarte articulat de a prezenta lucrurile. Da? Baza, calea și fructul, de exemplu, în Dzogchen, care, repet, este o învățătură extraordinară, pentru că vine din rădăcini pre-budiste. În Tibet au existat culturi șamanice foarte bine dezvoltate și în momentul în care a venit un învățător din India, numit Guru Padmasambhava, sau în tibetană Guru Rinpoche, a avut înțelepciunea să împletească cele două culturi. La fel cum la noi creștinismul a preluat moșii de vară sau mașii, care sunt tradiții precreștine. Și atunci ai un corp de învățături cu rădăcini foarte vechi și adânci, care se reflectă în tot ceea ce spun budiștii tibetani. A doua chestie importantă este că îți dau voie să înțelegi structurile. Am luat un curs recent la Universitatea Princeton, ținut de un psiholog evoluționist, care nu făcea altceva decât să recapituleze învățătura budistă și să arate cum de fapt ea este identică cu concluziile psihologiei evoluționiste moderne. Deci poți să înțelegi de ce faci anumite lucruri, poți să înțelegi ce îți face bine, poți să înțelegi ce nu te ajută să evoluezi și poți să înțelegi inclusiv ce se întâmplă după ce corpul fizic pică. Nu mai poate fi scos nici prin reparație capitală. Repet, corpul fizic. Mulțumim foarte mult, Andreea, pentru aceste explicații și detalii. Mihailiță, aș vrea să ne vorbești puțin despre aceste două cărți din perspectiva editorului. De ce au fost ele alese sau de ce le-ai ales în această colecție în Himalaya? Ce crezi că aduc ele nou, specific în spațiul spiritual românesc? Și care au fost, până la urmă, provocările editoriale legate de aceste două cărți? Cele două cărți au avut o istorie ușor diferită. O să încep în ordine inversă cronologică. Cristalul și Calea Luminii. Am lucrat-o împreună cu cei din școala Jogyal Namkhai Norbu, mai precis cu Gabriela Schneider, care este un nume pe care ar trebui să-l pomenim aici, fiind traducătorul acestei cărți. Un traducător excelent cu care m-am înțeles foarte bine. Inițial a avut așa o rezervă legată de abilitățile noastre referitoare la Dzogchen, după aceea ne-am împăcat foarte bine și în final este o carte de care cred că suntem mândri și Herald și ei, adică prietenii noștri din comunitatea respectivă. Cu titlul de informații de interior intenționăm să continuăm această colaborare, să vedem exact cadrul în care o să facem, dar mai avem un titlu la care deja ne gândim. Așa că această carte n-a presupus niciun efort special. A fost o mare plăcere pentru că spunea la un moment
dat un coleg, ce plăcut este să te duci la servici și să citești cărți care îți plac. În această carte chiar și să admir niște gravuri foarte speciale, sunt Zeitățile tutelare ale școlii Țăucen, care în general nu prea se fac publice. Aici sunt foarte, cred, oricum cele mai importante și cu niște explicații destul de mari, lungi. Așa că această carte n-a fost o provocare foarte mare decât unde punem virgulele, pe care a trebuit să discut cu Gabriela Schneider, care este așa doici, foarte riguroasă în ceea ce face și am admirat lucrul ăsta. În ce privește Bartol Todol, în primul rând n-aș spune că n-aș mai pune nici măcar în categoria cărți budiste. Este o carte necesară din punct de vedere cultural în casa unui om. Face parte din colecția de ghiduri de a muri sau de ce facem după moarte. Sunt mai multe. Unul avem în lucru acum, Cartea Egipteană a Morților. Există un Ars Moriendi din tradiția creștină. Deci oamenii s-au preocupat. În puținele dăți când am simțit nevoia să ies public și să împărtășesc din lucrurile pe care le-am acumulat, primul lucru pe care îl spun este: am să vă spun o veste. O să murim și eu și dumneavoastră. Pare rău că încep în această notă așa aparent tristă, dar este lucrul care, adică aspectul care trebuie să fundamenteze toată căutarea ulterioară. Pentru că atâta timp cât avem această falsă senzație că suntem eterni, și de fapt suntem eterni, dar nu știm cine suntem cei care suntem eterni, atunci trăim și facem tot felul de lucruri care nu au nicio legătură cu perenitatea noastră spirituală. Niște lucruri care trec și în care investim mult mai mult decât ar fi necesar pentru un om înțelept. Așa că, revenind la răspuns, ca să nu abat prea tare, Bardo Todol este un fapt de cultură. Este o carte care ține de universalitate. Alături de Bhagavad Gita și de alte lucrări, care nu trebuie să fii budist ca să citești Bardo Todol, nu trebuie să fii hindus să citești Bhagavad Gita, este o problemă de cultură generală. Dacă vrei să-ți lărgești cultura generală și în acest spațiu oriental. Lucrarea în sine a fost foarte provocatoare, ca să fiu sincer, pentru că am plecat de la o traducere mai veche, care să zicem că avea niște inexactități, ca să fiu eufemistic, și practic a trebuit să o lucrăm destul de mult. Nu se spune așa ceva la un eveniment, dar eu vă spun, nu sunt încă mulțumit de text, dar e cu mult mai bine decât înainte și o să o lucrăm și mai bine data viitoare când o să o reedităm, fiindcă cu siguranță această carte o să o mai reedităm. Dacă cineva își pune întrebarea ce se găsește pe copertă, este o altă zeitate care se numește Mahakala, Marele Timp, cu 6 brațe, din mai multe motive cu 6 brațe. Și ca să nu credeți că am pus acolo nu știu ce demon sau așa, fiind Mahakala, Marele Timp, este legat chiar de acest ciclu al samsarei, prin care sufletul trece. Mai puternici ca mine. Nu te speria. Nu m-am speriat, dar cam asta am avut de spus, așa că a fost o sincronicitate foarte bună. Și ultima întrebare pe care o adresez invitaților noștri, o întrebare pentru ambii, pentru Andreea Ionescu și Alexandru Anton. Dacă ați avea de ales câte un titlu notabil, câte un titlu notabil pentru budismul tibetan, titlu pe care v-ați dori să-l vedeți în colecția Himalaya, a editurii Herald, care ar fi acela? Bine, aici este și un lucru personal, pentru că depinde cât de familiar ești, eu mi-aș dori să văd ceva de Mahamudra publicat, pentru că tantrismul tibetan este foarte prost înțeles, din păcate, și Mahamudra este una din învățăturile tantrice esențiale tibetane. Dar uite, vezi că puterea de ți învinge. S-au oprit colegii de alături. Îmi permit să continui ideea lui Mihai. Cred că o carte, nu cred, știu,
este yoga visului, tot de Togeal Namkhai Norgu, Rinpoche. Și de ce? Pentru că are foarte mare legătură și cu Bardo Teodor, prezentat de Andreea, că visul este tot o stare, stare de tranziție, care seamănă foarte mult cu moartea. Și practic suntem foarte ocupați, noi oamenii, în general. Nu avem timp nici să mergem la sală de fitness sau să facem o grămadă de alte lucruri bune pentru noi. Suntem mereu ocupați, nici să practicăm. Dar cine reușește să dobândească un fel de luciditate în vis, poate să câștige practic jumătate din durata vieții pe care o petrecem dormind inconștient, în mare parte dintre noi. Și este iarăși ceva de foarte mare interes pentru oricine care nu presupune o anumită practică complicată sau vreo aderare la un fel de tradiție și religie. Uite, eu am să spun că eu chiar merg la sală. Mihai, ca ultim răspuns al acestui eveniment și în calitate de coordonator al colecției Himalaya, să ne spui cum ți se par aceste doleanțe, aceste dorințe ale invitaților noștri referitoare la titlurile pe care ei și le doresc să le vadă în colecția Himalaya în viitor. Invitații se vede că se pricep. În ce privește Mahamudra, cu siguranță vom avea o lucrare. Nu știu să vă spun care acum, dar cu siguranță va fi o lucrare probabil din Kagyu, pentru că este școala cea mai reprezentativă ca linii Mahamudra. Iar în ce privește yoga visului, este așa un fel de viclenie, pentru că de fapt era discuția noastră secretă că urmează să publicăm acest titlu, așa că Alex a dat din casă, cum se spune. Da, o să facem tot posibil să apară și yoga visului pentru dumneavoastră și cu siguranță, nu știu acum să promit când și nu știu exact ce text, vom avea sigur o lucrare de Mahamudra care într-adevăr alături de Dzogchen este una din, adică e cea mai importantă învățătură al yogăi fără formă din budismul tibetan, adică nivelele superioare. Mulțumesc! Mulțumim lui Mihai. Le mulțumim invitaților noștri care au fost alături de noi la acest prim eveniment, Andreea Ionescu, Alexandru Anton, Mihai Liță. Sper că v-a plăcut această prezentare, acest eveniment, cele două cărți, Bardo Teodol, Cartea Tibetană a Morților și Cristalul și Calea Luminii de Chogyal Namkhai Norgu. Eu vă invit în continuare, începând cu orele 13:30, să nu părăsim spațiul oriental, spațiul tradițiilor spirituale orientale, pentru că urmează un eveniment foarte interesant, este vorba despre doctrina vibrației în șivaismul din Kashmir, lansarea cărții Doctrina Vibrației de Mark Tichikovsky. Mark Tichikovsky ne-a onorat cu prezența în urmă cu două săptămâni, a ținut un curs aici în București. Așa că vă invităm și la următorul eveniment, începând cu ora 13:30 aici, la standul editurii Merat. Mulțumim invitațiilor și vă așteptăm în continuare la evenimentele noastre. Mulțumesc!